Steaua are ca obiectiv promovarea în Liga 3 în acest sezon, dar totodată și pregătirea fotbaliștilor din propria pepinieră pentru marea performanță. Puștii din Ghencea sunt antrenați de mari sportivi care au scris istorie în culorile roșalbastre. Trebuie să limiteze la ce avem noi în țară, după aceea să gândească la Ronaldo și la ceilalți. Eu le-am pus acolo, dacă vă uitați, pe sus un Ghioțe, un Ronaldo, un Messi și acele mici pasaje care trebuie să le citească, ca să le implementăm, pentru că suntem la club sportiv, trebuie să impunem respect și disciplină. În fiecare zi le spun, nu uitați cine vă pregătește, nu uitați că trebuie să faceți sacrificii, că dacă n-ai un trecut glorios, nu poți să ai nici un prezent așa de mare. Clubul sportiv al Armatei a făcut pași foarte mari în ultimii ani în ceea ce privește infrastructura bazei de pregătire. Avem cea mai bună bază și foarte îngrijită, dar acum mai trebuie și echipa să meargă la un eșalon mai superior și atunci vom juca și pe terenul mare. Eu cu grupa de elită, poate în deschidere, cum era tineretul înainte, asta le spun, munciți că aveți viitorul în față. Toți care îi văd pe aici, marele glorii, toți au o vârstă lor, dar au muncit. Vorbeam cu loții bărului când cu Ronaldo, când a promovat. Rigid, nu era așa tehnic, a muncit foarte mult, enorm de mult. Teodor Angelini a câștigat 2 campionate și 2 cupe ale României cu Steaua. Pentru calitățile sale fizice ca fotbalist, marele scriitor Fănuș Neagu l-a numit într-una dintre cărțile sale Briceagul Sicilian. Prietenul, da, Fănuș Neagu, da, un om extraordinar. El acolo sigur că mai a mai spus ceva în cartea aia, în Cronici Afurisite, că pe unde trec eu se prăjolește iarba. Adică eram un jucător de ăsta de viteză, de forță, agresiv, adică puneam suflet în absolut în tot ce făceam și de aici am plecat și cu Briceagul Sicilian, adică referitor la italieni, care italieni erau mai agresivi, adică mafioți și chestii, dar nu, n-am fost mafiot niciodată și nu o să fiu. Teodor Angelini a fost și secundul lui Victor Pițurcă în Ghencea, iar acum pregătește grupa 2005. Deci ăsta este obiectivul nostru, să dăm mai sus jucători, bineînțeles, la echipa mare, că baza acolo e la echipa mare. Cum ați mai scos și altă dată? Am mai scos și altă dată, da, dar, de exemplu, pot să vă spun de Cătălin Munteanu, cred că știe toată lumea, care tot așa a fost ca ei, venea de la școală, nici nu mai apuca să mănânce, făcea antrenament, pleca iarăși, deci a fost tot timpul pe drumuri, un sacrificiu mare care a fost făcut din partea lui și a părinților. Și Vasilea Elene a făcut parte din generația de excepție a Stelei din anii 70, iar acum este antrenor la grupa 2003 a Roșalbaștrilor. Am florit baza sportivă. Acest teren care este, cred că la ora actuală, cred că este, părerea mea, unul dintre cele mai bune din țară, vorbesc de terenul sintetic, avem cele 3 terenuri de iarbă, domnul comandant a spus că s-ar putea să mai facă un teren în spate, deci din punct de vedere al bazei sportive, cred că puține echipe în țară să poată să concureze cu noi. Stadionul mai puțin și e gata. Abia așteptăm să putem să debutăm cu echipa mare acolo, să jucăm pe el. Abia așteptăm să stăm și noi frumos în loge, ca să ne uităm și noi cum s-au uitat alții la noi. Coordonatorul secției de copii și juniori este Ștefan Iovan. Erou de la Sevilla, care a colaborat și cu Academia lui Gică Hagi, este prezent de dimineața până seara la clubul din Ghencea pentru a-i readuce clubului de fotbal spiritul de altă dată. E activitate non-stop pentru că e păcat la frumusețea de bază pe care o avem. Suntem obligați ca odată cu promovarea la alt nivel al echipei mari și noi să venim din spate cu copii buni pe care trebuie să îi promovăm la echipa mare. Steaua mi-a dat un nume, m-a făcut cunoscut și eu în tot ceea ce întreprind aici vreau să fac numai lucruri bune care să rămână și după ce eu voi încheia activitatea în Ghencea. Gigi Nițu se ocupă de pregătirea portarilor tuturor grupelor de junior la Steaua. Fost portar la echipa din Ghencea în anii 80, Nițu l-a ajutat în procesul de formare și pe golkeeperul național al României, Ionuț Radu, în prezent în Serie A la Parma. Are ceva din Ionuț Radu pe care l-ați antrenat? Da. Are ceva și din Ionuț Radu. Primul rând, fizicul seamănă cu el. Pentru că l-am preluat pe Ionuț Radu, am avut câteva luni, să zic așa, în jur de vreo 6 luni de zile. Am avut același fiecare, termină foarte bine cu el și tot așa talentat. Și el este talentat ca și Ionuț Radu. Odruț, modelul tău? Ionuț Radu îmi place foarte mult și îmi place și Edinson Moraes, portarul de la Manchester City, în jocul de picioare. De când ai apucat de fotbal? Acum 7 ani. La Steaua de cât timp ești? De 1 an și jumătate. Cum ți se pare antrenamentul de la Steaua?
sunt antrenamente foarte bune, eficiente. La ce echipă ți-ai dorit să salvă? La Barcelona sau Manchester City. Antrenamente sunt destul de dure, pentru că sunt diferite, antrenamente de portare sunt foarte diferite față de cele de jucători de club. Dar totul să nu exclude să încădem în pantă cealaltă, cum spun alții, că sunt 10 jucători și un portar. Nu, și el face parte tot din jucători, din fotbaliști, pentru că în ziua de azi, în fotbal modern, a văzut foarte bine că portarul trebuie să știe să joace foarte bine și cu piciorul. Așa cum îl cunosc și cum lucrează, vor apărea portari de renume, așa cum Steaua a avut de-a lungul timpului.